Bună seara, doamnelor și domnilor, sunt Andreea Bereclanu. Bun găsit la Focus. Iată care sunt cele mai importante știri de astăzi. O tânără de 23 de ani a fost ucisă de concubin sub privire îngrozită ale fetiței sale de doar 4 ani și ale mamei. După aceea, bărbatul și-a luat viața. Este anchetă la Spitalul Județean de Urgență Arad după ce 6.000 de doze de morfină au dispărut din secția ATI care trata pacienții cu COVID. Românii nu s-au dezobișnuit să meargă cu atenția la medic nici după 31 de ani de la Revoluție. Suntem într-un top european la acest capitol. O tânără de 23 de ani din capitală a fost ucisă de concubin sub privirile îngrozite ale fetiței sale de doar 4 ani și ale mamei. După ce și-a omorât iubita, bărbatul a dispărut. Poliția l-a căutat mai bine de o oră. A fost găsit fără suflare în casa lui din cartierul Militari. Atenție, urmează detalii care vă pot afecta emoțional. Este reacția tatălui victimei la auzul veștii că cel care i-a omorât fiica s-a sinucis. Probabil chinuit de remușcare, dar și cu teama pedepsei care l-aștepta, individul s-a omorât la nicio oră după ce și-a înjunghiat iubita chiar sub ochii fiicei acesteia, o copilă de doar 4 ani. Și mama victimei a fost martoră la oroare. Tragedia a fost anunțată prin apel la 112. Persoana care a sunat a reclamat că o tânără de 23 de ani i-a agresată în locuință de iubitul ei. Medicii de pe ambulanță au găsit-o plină de răni și, în ciuda eforturilor, nu au mai putut face nimic pentru a o salva. Auziți țipete sau ați venit când ați venit? Nu, eu de pe am venit, că am vrut să mă duc acasă și nu m-a lăsat. Probabil că s-o fi auzit cine stă pe acolo, cine-o fi fost dar acasă. Dar o cunoșteați pe fată? Din vedere așa, mamă, din vedere. Fata trece pe aici cu fetița, se duce și ea la cumpărături pe stradă. Trece un cărus cu fetița, nu pot să vă spun mai mult de aici. N-am avut așa contact cu ea. Andreea, tânăra de 23 de ani, avea o relație de câțiva ani cu cel care i-a devenit călău. Individul avea antecedente penale. În trecut a făcut închisoare pentru tâlhărie. Andreea Neacșu se află în cartierul Militar, chiar în locul unde a avut loc crima. Andreea, bună seara, ce informații ai? Bună seara, Andreea. În urmă cu o oră și jumătate s-a încheiat cercetarea la fața locului făcută de polițiștii din cadrul Serviciului Omoruri din Capitală. Trupul neînsuflețit al fetei a fost dus la Institutul Național de Medicină Legală. Ei bine, știm că cearta dintre cei doi iubiți a pornit de la faptul că tânăra a aflat că bărbatul a făcut în trecut închisoare. Când a aflat asta, a vrut să se despartă de el, iar bărbatul în acel moment a înjunghiat-o. Totul s-a întâmplat în fața mamei ei și a copilei de doar 4 ani. Femeia a fost cea care a sunat la 112 și a anunțat autoritățile. Medicii au venit la ei acasă, însă au încercat să o resusciteze timp de mai multe 10 de minute, dar în zadar. În timp ce polițiștii îl căutau pe bărbat pentru că a fugit de la locul crimei, s-a aflat informația că bărbatul s-a sinucis în casa sa, tot de aici, din cartierul Militar, în apropiere de locul crimei. Andreea? Mulțumesc! Avem peisaje unice în Europa care îți taie răsuflarea. Din păcate, însă, pe multe dintre ele ne pricepem de minune să le acoperim cu gunoi. Așa s-a întâmplat și cu lacul Beliș, o perlă a munților Apuseni. Cine l-a readus la viață, vedem în câteva clipe. Este anchetă internă la Spitalul Județean de Urgență Arad după ce directorul a observat ceva straniu. Un consum neobișnuit de mare de morfină într-o secție de reanimare care trata pacienți cu COVID-19. Bănuiala este că substanța a fost folosită pentru a calma pacienții prea mult și nejustificat. De altfel, câteva dintre rudele bolnavilor au ridicat problema sedării excesive de mai multă vreme. Numai puțin de 11.000 de doze de morfină au fost folosite în perioada 1 aprilie 2020-31 mai 2021 la Spitalul Județean de Urgență Arad. Mai mult de jumătate au fost administrate într-o singură secție ATI, dedicată pacienților COVID. Semnul de întrebare a pornit de la un calcul simplu matematic. Pe o secție ATI COVID, la un număr de 17 paturi, s-a descărcat undeva la 6.000 de fiole de stupefiante, iar pe o altă secție 27 de paturi în aceeași perioadă s-a descărcat jumătate, 3.000 de fiole.
Conducerea spitalului a început o anchetă internă. Există constituită o comisie medicală pentru a verifica toate felurile de observație a pacienților care au fost internați în secția de ATI 4. Există o limită minimă și o limită maximă de administrare pe un interval orar diferit. De asta vrem să vedem exact cum s-a aplicat protocolul. Morfina este administrată pacienților cu dureri mari pentru sedare. Cantitatea variază și în funcție de numărul de kilograme al bolnavului, dar și de diagnostic. Ancheta la spitalul din Arad mergea nevoios. Fișele medicale ale pacienților vin cu greutate, iar cei mai mulți dintre bolnavi nu mai sunt printre noi. Se mai poate lua legătura cu pacienții care au primit această morfină, adică sunt în viață? Clar că nu. Clar că de pe secțiile de ATI, o mare parte de 90% sunt decedați. Dar există înscrisurile medicale, există foile de observație. Noi așteptăm, în urma adresei care am trimis-o noi și alte instituții, o concluzie să vedem dacă există sau nu există o problemă la Spitalul Județean Arad. Varianta furtului este puțin probabilă, spun reprezentanții spitalului. Aceste medicamente sunt cu regim special, ele se descarcă pe niște registre destul de complicat ca să sustragă așa ceva. Ele, medicul curant prescrie în foaia de observație, farmacia liberează, din nou se trece într-un alt registru, un alt registru de stupefiante. E un pic mai greu să ne pronunțăm că ele au fost sustrase în mod ilegal de la pacient. În funcție de rezultatele anchetei interne, ar putea fi sesizată poliția pentru continuarea cercetărilor. 340.000 de euro costă o injecție care tratează forme grave de cancer de sânge. Tratamentul revoluționar va ajunge curând și în România, prima dată la Spitalul Fundeni. Bolnavii nu vor mai fi nevoiți să facă chimioterapie sau transplant medular. Noua terapie îi poate scuti de tratamentele grele la care sunt supuși. Medicii de la Institutul Fundeni caută acum pacienți eligibili care se pot înscrie în programul pilot. La doar 34 de ani, Andrei este la un pas distanță să învingă o boală grea. Anul trecut, viața lui s-a schimbat când a fost diagnosticat cu limfom non-Hodgkin, o boală rară care distruge organismul. Andrei a simțit o umflătură la gât și a mers la un control, la ORL. De acolo, lucrurile au escaladat rapid, iar diagnosticul a fost crunt. Avea o tumoră de 7 cm. A început rapid tratamentele dure care i-au slăbit organismul. După 8 cure de chimioterapie, am fost internat la secția de transplant medular, unde am făcut autotransplantul și acum practic sunt în observație. Acum a aflat și el de terapia CAR-T. Spune că pentru pacienții ca el, acest tratament înseamnă o nouă șansă la viață, o viață mai ușoară, fără chimioterapie sau alte intervenții. Este mai mult decât binevenit. Chimioterapia are și niște efecte secundare nu prea plăcute. Însă, oricând e binevenit orice nou tratament. Este, nu știu, o nouă speranță? Mai mult decât atât. În mintea fiecăruia trec multe. Și practic, ai face orice ca să ai o nouă șansă. Medicii de la Institutul Fundeni așteaptă nerăbdători acest tratament miraculos și au început deja să caute pacienții eligibili pentru înscrierea în program. Văd această injecție ca pe ultima șansă la viață pentru pacienții grav bolnavi. Costurile sunt mari. Doar acest tratament costă 340.000 de euro, însă costurile finale pot fi și de 4 ori mai mari, pentru că vorbim despre un tratament personalizat. Este un tratament viu, un medicament viu. Recoltăm limfocite, celule imune de la pacient și le trimitem într-un laborator specializat care printr-o tehnică foarte complicată modifică aceste celule imune în sensul că le exprimă pe suprafață, le pune un receptor care se leagă fix de celula tumorală. Prin aceste conexiune a limfocitului, a celulei imune modificate cu celula tumorală, se distruge celula tumorală. Există și reacții adverse la acest tratament, spun medicii, însă șansele de refacere sunt foarte mari. Sunt niște terapii care au efecte adverse considerabile și faptul că vorbim de pacienți așa de tratați cu multiple afectări, în principal 50% dintre pacienți reușesc să stăpânească boala după aceste administrări. Dar totuși este un procent semnificativ față de posibilitatea de viață a acestor pacienți care era extrem de limitată.
Cancerul de sânge este o boală silențioasă care nu provoacă dureri. Medicii ne sfătuiesc să mergem des la controlul de rutină. În 2 luni, medicii de la Fundeni speră să înceapă acest tratament și în România și să le ofere pacienților o nouă șansă la viață. Cazurile de suicid în rândul minorilor devină pe zi ce trece un fenomen îngrijorător în România. Mulți copii recurg la gesturi extreme sau se folosesc de ele pentru a atrage atenția părinților sau pentru că nu mai pot face față stresului cotidian. Psihologii spun că în perioada pandemică minorii au atins mult prea ușor un prag emoțional care a făcut să cedeze. Părinții sunt, spun specialiștii, singurul scut împotriva acestui fenomen. Un astfel de caz a avut loc în comuna vasluiană Zapodeni, unde o copilă de doar 13 ani s-a spânzurat la ferma părinților săi. Descoperită la timp, fata a fost resuscitată chiar de părinți, ghidați prin telefon până la sosirea echipajului medical. A fost transportată la spital la Vaslui, apoi cu elicopterul SMURD la Spitalul Sfânta Maria din Iași. Este într-un status post-resuscitare cardiorespiratorie, este ventilată mecanic și are semne, adică marcă traumatică în regiune cervicală, care confirmă tentativa de suicid. Din anamneză reiese că este la a doua tentativă. Sperăm ca evoluția să fie bună, dar sigur ea va fi dictată de perioada de hipoxie. Dacă la Vaslui gestul extrem a fost dus până la capăt, la Galați, din fericire, nu s-a întâmplat așa. Dorind probabil să-și sperie mama sau să-i atragă atenția, o fată de 12 ani i-a spus acesteia că se sinucide. Îngrozită, mama a sunat la 112, iar forțele de intervenție s-au pus imediat în mișcare pentru a o găsi pe minoră. Probabil într-o dispută telefonică cu fiica acesteia, a amenințat că se aruncă în Dunăre, iar mama acesteia a intrat în panică și a anunțat ca și cum faptul s-ar fi întâmplat. S-au deplasat de urgență echipajele specializate din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență. Concomitent am anunțat și Poliția de Frontieră, pentru că iau șalupă la apă și au o reacție mai rapidă, inclusiv elicopterul SMURD. Polițiștii aveau să o găsească pe copila de 12 ani în altă zona orașului, în niciun caz lângă Dunăre. Și enumerarea cazurilor de suicid sau de inducere în eroare prin amenințarea cu recurgerea la așa ceva ar putea continua, din păcate. Specialiștii atrag atenția că în perioada de pandemie, capacitatea de autoreglare emoțională a scăzut în cadrul climatului familial, pentru că a fost multă presiune și a existat o suprapunere de roluri. În general, adolescenții au suferit aceste tulburări comportamentale, dar și din punct de vedere cognitiv au fost presați. Școala online, practic totul și-a pus amprenta asupra vieților, pe lângă schimbările specifice vârstei, care vin cu multe schimbări din punct de vedere cognitiv, atitudinal. Tinerii au putut să ajungă foarte ușor la un prag emoțional de unde să nu mai facă față și nu au mai găsit resurse. Și, din păcate, una dintre variantele pe care o iau în calcul este suicidul. Pentru combaterea sinuciderilor în rândul minorilor, părinții sunt cea mai importantă resursă. Tot ce trebuie ei să facă este să fie alături de copii din punct de vedere emoțional și social, mai spun psihoterapeuții. Vrem un salariu minim pe economie, așa cum există în statele Uniunii Europene. Asta au strigat din nou chiar în fața Palatului Cotroceni sute de sindicaliști. Aceștia au cerut președintelui Iohannis să pună în aplicare angajamentele pe care, spun ei, și le asumă la nivelul Uniunii Europene. Totodată să exercite rolul constituțional între instituțiile statului și cetățeni. Sindicaliștii au trimis o scrisoare președintelui cerându-i să rezolve conflictul iscat între lucrători și reprezentanții puterii, adică guvern și parlament, măsurile cabinetului Câțu fiind responsabile de sporirea inegalităților sociale, spun aceștia. Actualul parlament, în martie, a dat o rezoluție legată de susținerea directivei legate de salariul minim european, proiectul de directivă, iar cel puțin acțiunea guvernamentală prin trimiterea de către Ministerul Afacerilor Externe a unei poziții contrare sistemului respectiv, evident nu corespunde. Suntem complex surprinși de faptul că guvernul, fără să aibă un dialog social cu partenerii, în cadrul Consiliului Național Tripartit și-a exprimat o poziție unilaterală, neexprimând de fapt dorința ansamblului societății.
Liderul protestatarilor și-a manifestat dorința ca președintele Iohannis să intervină pentru a debloca situația. Cerem președintelui ca, în conformitate cu prevederile constituționale, articolul 80, să facă o mediere în cadrul acestui conflict social. Și în primul rând, lucru pe care de altfel îl știți toată mass media, este vorba de salariul minim pe economie, care este sub orice limită. Cu așa ceva nu poți să supraviețuiești. Păi sperăm în primul rând să obținem salariul minim pe economie așa cum trebuie și cum l-am cerut noi de astfel în enumerate rânduri și evident să se țină cont și de legea salarizării, legea 153, care se pare că s-a dus așa, la pantă. În primul rând vrem mărirea salariului mediu pe economie, ca în Uniunea Europeană. Așa, vrem condiții mai bune în calea ferată. Da. Un salariu decent ar trebui, dacă s-ar putea să ne încadrăm cum sunt și în alte țări. Ce vreți să aveți pentru președinte? Să respecte înțelegerile cu sindicatele. Oamenii spun că sunt hotărâți să protesteze în continuare până când cererile lor vor fi soluționate. Imagini incredibile au fost surprinse la Sinaia. O cameră de supraveghere montată pe o clădire din oraș a surprins momentul în care un urs urmărește doi oameni care se plimbau. Imaginile au fost postate pe Facebook de o localnică. Aceasta atrage atenția că este o reală problemă care pare fără rezolvare. Postarea a tras zeci de comentarii în care oamenii spun că se tem când ies la plimbare cu copiii sau pleacă noaptea de la serviciu. Animalele sălbatice coboară tot mai des în zonele populate în căutarea hranei. La începutul lunii, un angajat al primăriei Sinaia a postat pe Facebook imagini cu un urs agresiv care a intrat în curtea vecinului său și a căutat mâncare în tomberoane. Tone de gunoaie au fost strânse de peste 100 de voluntari de pe lacul Beliș, o perlă a munților Apuseni. Cele mai multe dintre ele provenau de la pensiunile din zonă. Imaginile dezolante vorbesc despre bun simț și au apărut după ce zona a fost ecologizată la începutul acestei luni. Bianca Baraboi ne spune ce s-a întâmplat acolo. Bianca, bună seara, te ascultăm! Bun găsit! Doar privind acele imagini, cei 120 de voluntari proveniți inclusiv de la companii private din Cluj au crezut că se vor lupta cu morile de vânt. Însă, în final, după două zile de ecologizare, au reușit să strângă peste 3500 de saci cu gunoaie. Practic, rangerii de la Parcul Natural Apuseni și Clubul Alpin Român au campat vineri cu corturile la coada lacului, iar sâmbătă și duminică au strâns tot ce vedeți și voi acum în imagini. Oamenii s-au organizat în ture atât pe apă cât și pe uscat și s-au ajutat inclusiv de caiace. Zona a fost curățată inclusiv de bucăți uriașe de bușteni și lemn aduse din amonte și doar un singur voluntar a strâns peste 30 de saci cu gunoaie. Din păcate, nu este pentru prima dată când lacul de la Beliș ajunge o groapă de gunoi plină de peturi, ambalaje și resturi din gospodării, ci totul a luat amploare în ultimii ani, odată cu creșterea construcțiilor din zonă. Acțiunea de ecologizare a avut loc în weekendul dedicat celebrării Zilei Mondiale a Mediului. Atât de aici, la revedere! De ani întregi, locuitorii unui sat din județul Galați trăiesc un adevărat coșmar. Pe o râpă și un deal de la marginea comunei s-a format un munte de gunoi. Neautorizată de cineva, groapa s-a dezvoltat frumos, fără ca nimeni să facă ceva pentru a opri depozitarea resturilor și a deșeurilor. În cele din urmă, Garda de Mediu a făcut un control și a dat o amendă. Primarul spune că deja sunt aprobate două proiecte de hotărâri de Consiliul Local care vor duce la igienizarea zonei. Sătenii din Odaia Manolache nu înțeleg cum localitatea lor a ajuns să fie groapa de gunoi a tuturor. Acolo aruncă oamenii diverse lucruri? Păi nu știu dacă oamenii. Vin mașini, vin cine le trimite, nu știu. Da. Nu oamenii din sat. Oamenii din sat, dacă duce o roabă de gunoi acolo, este amendat. Oamenii înainte ducea, acum câțiva ani ducea cu roaba. Și acum vin să bea gunoi de la poartă? Da, da. Și dacă aveți de făcut lucrări sau altceva? Care are duce în altă parte. Pe deal, nu știu. E râpă acolo unde se aruncă deșeuri. Cine aruncă acolo? Nu știu, mă depășește, nu știu cine aruncă. Până la urmă, cineva a făcut o plângere la Garda de Mediu Galați, iar comisarii au descins în zonă și au fost oripilați de ceea ce au găsit. A fost înregistrată o sesizare cu privire la depozitări necontrolate de deșeuri în comuna Vânători, satul Odaia Manolache.
o echipă de comisari s-au deplasat în teren și a fost aplicată o sancțiune contravențională în valoare de 15.000 de lei. Această sancțiune a fost aplicată OAT-ului vânători. Pe lângă amenda dată, comisarii Găzii de Mediu au făcut și un plan de igienizare și reorganizare a zonei. Primarul din comuna Vânători, de care ține satul Odaia Manolache, spune că, din păcate, problema este veche în zonă, dar din aprilie a făcut primele demersuri pentru a intra în legalitate. În această lună aprilie am încercat să intrăm în legalitate prin două hotărâri de Consiliu și în momentul de față suntem în amenajarea lor. După ce reușim să curățim și să punem în exploatare, vom pune camere de supraveghere. Comisarii Gărzii de Mediu Galați au sancționat în ultimul an și jumătate 46 de primării pentru depozitări necontrolate de deșeuri, 40 în 2020 și 6 în 2021. Românii vor fi despăgubiți pentru penele dese de curent. Ce sume vor primi și la ce număr de întreruperi, vă spun peste câteva momente. Majorarea alocațiilor strânește din nou scandal în Parlament. Deputații au decis astăzi în Comisia pentru Muncă și Protecție Socială ca alocațiile să crească abia de anul viitor și nu acum, în iulie, așa cum promiteau anul trecut. Alexandra Popescu este la Parlament și a urmărit subiectul. Alexandra, bună seara! Când vor avea copiii alocații mai mari? Bun găsit, Andreea. Abia din ianuarie 2022, însă nu cu 20%, așa cum au declarat membrii coaliției anul trecut, ci cu doar câteva procente, 4-5%, atât cât va fi rata inflației la începutul anului 2022. Se întâmplă acest lucru pentru că astăzi în Comisia de Muncă deputații au votat un raport care prevedea această majorare cu rata inflației. Practic, ei nici măcar nu au citit ce scrie în această lege care venea de la Senat și ei au crezut că se votează o majorare de 20% de la 1 ianuarie 2022, ceea ce, iată, nu s-a întâmplat. Așadar, aceștia încearcă să rezolve această problemă. Mâine, la Camera Deputaților, va fi ședința de plen, unde se va vota această lege. Spun cei de la USR și cei de la PNL că o vor vota în forma în care a ieșit de la comisie, adică în acea formă în care se majorează cu rata inflației, și spun aceștia că în această lege ar fi prevăzută chiar și acea dublă a alocațiilor de la 1 iulie 2022. Însă Ludovic Orban a spus clar că chiar dacă va fi votată această lege mâine în forma în care a ieșit de la Comisia de Muncă, alocațiile se vor majora de la 1 ianuarie 2022 cu 20%, însă va fi amânată această majorare care este prevăzută de la 1 iulie. Cel mai probabil acest lucru se va face printr-o ordonanță de urgență a Guvernului, pentru că legea care ar urma să intre mâine la plen va fi cel mai probabil atacată de PSD la Curtea Constituțională. Andreea? Alexandra, mulțumesc! Moțiunea simplă împotriva ministrului investițiilor și proiectelor europene Cristian Ghinea a picat. Au fost 143 de voturi pentru și 171 împotrivă. PSD contestă însă rezultatul. Deputatul Alfred Simonis spune că 50 de parlamentari au votat online, cu toate că regulamentul prevede această posibilitate doar pentru legi. PSD este partidul care a inițiat moțiunea. Socialdemocrații l-au acuzat pe Ghinea că îndatorează țara cu 15 miliarde de euro prin PNRR și că a împărțit banii discreționar. În replică, Cristian Ghinea a catalogat textul moțiunii la adresa sa drept un banc prost. Mai mult, i-a recomandat lui Marcel Ciolacu să nu-l pună pe Facebook, altfel riscă să-i fie suspendat contul pentru fake news. În jur de 10.000 de euro indemnizație și sumă forfetară. Cu atât plătim un parlamentar ca acesta să poată iniția legi și să voteze proiecte care să ne aducă bunăstarea. Și în această meserie, însă, ca în oricare alta, trebuie să ai temele făcute. În cazul unor aleși, însă, principiul rămâne, din păcate, doar la nivel de teorie. Din 9 parlamentari pe care i-am rugat să ne spună 3 proiecte aflate pe ordinea de zi, niciunul nu a știut să răspundă. A curs însă cu motive, care mai de care, mai puerile. Obligațiile unui parlamentar este să participe activ la ședințele de plen unde sunt dezbătute și votate proiectele de lege intrate în circuitul Parlamentului. Desigur, aleșii trebuie să și cunoască însă punctele înscrise pe ordinea de zi pentru a ști ce votează, dar uneori realitatea e diferită de teorie. Puteți să spuneți 3 proiecte de lege care sunt înscrise pe ordinea de zi? Bineînțeles că pot să vă spun.
Acum vreți să le spun chiar? Da. Păi le știi sau nu le știi? Cum să nu le știu, frate, dar cum adică am venit pe aici nepregătit, că ai impresia chiar. Nici așa chiar. Dacă există într-adevăr, deși eu nu am auzit că există astfel de lucruri, nu, nu este în regulă. Trei puncte de gradiții. Nu vi le pot spune acum, da? Nu că n-am citit-o, dar efectiv nu am reținut toate punctele de pe ordinea de zi. Vă zic fai care nu citesc ordinea de zi înainte să vă grăbați ședințele. Olo, dacă aș ști cât de rău mă simt acum, credeți-mă. Vă să vă că nu mă, de lege nu, de mă, nu mă simt bine deloc, scuzați. După mai multe tentative, am dat și de parlamentari care nu s-au simțit rău la întrebările reporterului nostru. Rele au fost poate însă răspunsurile acestora când au fost întrebați de ordinea de zi. Măcar ordinea de zi trebuie să citești. Asta vă să vă întreb dacă ne puteți spune trei proiecte de pe ordinea de zi. Trei proiecte. Sunt multe, le-am aici, le-am pe toate în geantă și adică nu pot că sunt prea multe. Sunt foarte multe. Unele sunt parlamentari care nu citesc ordinea de zi și vă să vă întreb ce părere aveți despre acest lucru. Care vin cu temele, să zic așa, nefăcute la ședințele de Păi nu știu, ăsta este primul lucru pe care trebuie să-l facem, să citim măcar ordinea de zi. Sunt multe, chiar sunt multe. Dacă vreți, vă scot imediat mapa și vă arăt. Sunt foarte multe. Am studiat respingerile, de mâine. Și astăzi am două PLX-uri pentru mediu. Două propuneri, sunt la respingeri. Păi avem subiect la educație, cred. Ca și număr, vă pot spune de punctul 44, care este propunerea noastră de sancționare a absenteismului parlamentarilor. Așa. Da. Să vă spun încă două. L-am pe al meu în minte și mă tot gândesc. Nu știu să vă spun acum încă două puncte. Le spun data viitoare pentru că am deținut un speech. În mod obișnuit, pe ordinea de zi a unei ședințe de plen sunt aproximativ 30 de proiecte. Deși salariile medicilor au crescut în ultimii ani, mulți dintre noi nu au scăpat de meteahna plicului băgat în buzunar nici acum. Un studiu recent arată că România este pe primul loc în Europa la capitolul mită pentru îngrijiri medicale. Studiul mai arată că în continuare în sistemul sanitar funcționează instituția pilelor. Cristina Filip ne explică. Studiul făcut de Transparency International vine în sprijinul eforturilor de combatere a tot ceea ce înseamnă corupție, mai ales într-o perioadă în care țările lumii încearcă să iasă onorabil din criza provocată de COVID-19. Rezultatele arată că sunt țări în care pandemia a reprezentat scuza perfectă pentru a slăbi democrația, iar politicienii au văzut în asta ocazia perfectă de a face profit. Ce cred în principiu oamenii? Că în țara lor corupția fie stagnează, fie se amplifică, dar în niciun caz nu scade. În Uniunea Europeană, 6 din 10 persoane cred că guvernul nu a fost transparent în tot ceea ce a însemnat gestionarea crizei sanitare. Iată, de exemplu, în Franța, Polonia și Spania, 60% dintre cei chestionați spun că au simțit acut această lipsă de comunicare care le-a alimentat și mai mult scepticismul. Conform anchetei, asistența medicală este segmentul cel mai profund afectat de corupție. Deși doar 6% dintre respondenți recunosc faptul că au dat mită pentru a beneficia de îngrijiri medicale, 29% dintre ei spun că s-au bazat pe prieteni sau pe cunoștințe care le-au putut facilita accesul. Pe primul loc, în topul țărilor în care mita a devenit lege, este România, unde în 22% dintre cazuri pacienții dau atenții sau cadouri. Țara noastră este urmată de Bulgaria cu 19%. La polul opus, frecvența celor care se bazează pe relații sau pile pe primele locuri se află Cehia și Portugalia, cu 54%, respectiv 46%. La studiu au participat peste 40.000 de locuitori din 27 de țări ale Uniunii Europene. Cum ar trebui să privim rezultatele? Cu siguranță ca pe un semnal de alarmă care să îndemne guvernele și instituțiile europene să ia măsuri. Euro 2020 dă peste cap traficul bucureștean. Restricțiile de circulație instituite în zona Arenei Naționale au creat ambuteiaje de nedescris. Autoritățile atrag atenția celor care locuiesc în zonă sau care vor merge în tribună să țină cont că mai multe străzi vor fi închise. Colega mea, Carmen Gheorghe, are mai multe detalii. Carmen, bună seara! Care sunt străzile care se închid începând de mâine?
Bun găsit, Andreea. Începând de mâine de la ora 7 dimineața, se vor închide 2 bulevarde și 4 străzi. Printre ele se numără bulevardul Basarabia, strada Vatra Luminoasă, dar și strada Maior Coravu. Așa cum s-a întâmplat și weekendul trecut pe această stradă, Maior Coravu, există reguli stricte pentru localnici. Oamenii vor fi nevoiți să își mute mașinile în parcarea de la mall-uri din apropiere, fără, bineînțeles, să plătească vreo taxă. Cei care nu vor respecta însă aceste recomandări trebuie să știe că le vor fi ridicate mașinile și vor fi duse în parcarea de la rondul Alba Iulia. În ziua meciului dintre Ucraina și Macedonia de Nord, autoritățile spun că, în caz că se va aglomera tare, vor restricționa traficul total în zona Arenei Naționale, practic vor închide toate intrările care duc spre stadion. Polițiștii au și o serie de recomandări pentru bucureșteni: să-și păstreze calmul, să folosească tot mai mult mijloacele de transport în comun și să reducă viteza atunci când se întâlnesc cu grupurile de suporteri. În acest fel, autoritățile speră să evite aglomerația care s-a format weekendul trecut la meciul care s-a jucat pe Arena Națională. Atât de aici, Andreea. Carmen, mulțumesc. Românii vor fi despăgubiți pentru penele dese de curent. ANRE a decis ca furnizorii de energie electrică să plătească daune pentru depășirea numărului maxim de întreruperi scurte ale curentului, adică între 3 secunde și 3 minute. Decizia autorității privește variate tipuri de pene de curent pentru diverse tipuri de tensiune, iar despăgubirile pot fi de la 5 la 300 de lei în funcție de deranjamentul provocat. Potrivit deciziei ANRE, clienții care sună la operatorul de energie pentru a semnala problemele trebuie să fie preluați de un operator telefonic uman în cel mult 20 de minute. Și aici, nerespectarea acestui termen poate duce la amenzi de până la 200.000 de lei. După 21 de ani și 6 mandate, un primar din Prahova va fi suspendat din funcție de prefectul județului. Edilul a fost arestat preventiv aseară într-un dosar de fraudare a alegerilor locale de anul trecut. Alți 16 angajați ai primăriei au fost arestați alături de primarul prahovean. Am luat legătura cu secretarul general al primăriei, care ne-a comunicat că din 39 de angajați, în jur de 12 sunt în situația de a fi ori suspendați, ori nu își pot desfășura activitatea. Este declarația prefectului județului Prahova, Cristian Ionescu, la scurt timp după ce primarul comunei Ciorani, Marin Voicu, împreună cu alte 16 persoane, au fost reținuți pentru fraudarea alegerilor din septembrie 2020. Mulți dintre aceștia sunt angajați ai primăriei din comună. Edilul Marin Voicu va fi suspendat din funcție prin ordin al prefectului de Prahova. Există un termen de 48 de ore pentru emiterea unui ordin care constată, practic, îndeplinirea articolul 159 aliniatul 1, litera A, din codul administrativ, adică suspendarea mandatului. În ceea ce privește aparatul de specialitate al primarului, din totalul de 26 de funcții publice și 13 posturi contractuale ocupate, activitatea va fi desfășurată prin delegare de atribuții de către cei 16 funcționari publici și 12 contractuali, care în prezent se află în primărie. Odată ce numărul de cazuri de coronavirus a scăzut, este mai ușor să călătorim în Europa. Cipru și Franța au eliminat recent obligativitatea prezentării unui test negativ în cazul turiștilor vaccinați. Coasta de Azur rămâne o destinație de top și vara aceasta. Nu sunt puțini românii care vor o vacanță exclusivistă. Și pentru asta sunt dispuși să plătească pe măsură. 3 nopți pe Coasta de Azur cu zbor privat pot costa cât un apartament. Sunt imagini din Saint-Tropez, una dintre destinațiile de top ale Europei, iar românii se numără printre cei care vor să se bucure de ce are Coasta de Azur de oferit. Mai ales că recent Franța a eliminat obligativitatea prezentării unui test negativ în cazul celor vaccinați. Reprezentanții agențiilor de turism spun că a crescut cererea de vacanțe pentru Riviera franceză. În topul preferințelor rămâne totuși Monte Carlo, și datorită portului care este plin de iahturi de lux și din ce în ce mai mult românii cer vacanțe pe iaht, dar și, bineînțeles, renumitul casino. Prețurile pentru un city break pe Coasta de Azur pornesc de la 600 de euro de persoană, dar pot ajunge și la sume colosale. Care este cea mai scumpă vacanță pe care ați vândut-o? Cea mai scumpă vacanță pe care am vândut-o pe Coasta de Azur... undeva la 75.000 de euro. A inclus private jet, 3 nopți de cazare la unul dintre cele mai frumoase și renumite hoteluri din zonă, dar și o noapte pe un iaht.
Georgiana și Lavinia tocmai s-au întors dintr-o vacanță pe Coasta de Azur, cu o tolbă de experiențe. Nu e prima oară când au fost. Ne-am reîntors de nenumărate ori și de fiecare dată simți vibe-ul acela artistic, istoric, partea de leisure luxury, care atrage foarte mult. Exclusivitate, am fost la Monte Carlo. Da, vorbim aici de multă opulență, de mult lux și de ce nu de cazinouri, iahturi. Este o activitate pe care o punctăm de fiecare dată. Și vedetele preferă Riviera franceză. Bogdan Vlădău și soția lui Gina vor pleca într-o escapadă romantică. Avem nevoie, sincer, mi se pare important într-o relație să beneficiem și de aspectul ăsta, să ne luăm puțin timp pentru noi. Ce planuri aveți? Acolo? Noi vrem să vizităm în primul rând. E mult de vizitat. O să închiriem o mașină ca să vedem mult mai multe locuri în felul ăsta. Și unde ne poartă pașii și Dumnezeu. În Monaco, masca este în continuare obligatorie pe stradă. În Nisa, Monte Carlo și Saint-Tropez, în aer liber vă puteți distra fără masca de protecție. Pe lângă Franța și Cipru, Grecia sau Turcia acceptă turiști și fără test PCR negativ în cazul în care sunt vaccinați. S-a ținut de cuvânt și a câștigat. Bogdan Talaban din județul Olt este câștigătorul primului premiu în valoare de 100 de euro pus la bătaie de Prima TV. Concursul Premii pe Cuvânt este abia la început, iar pe 12 iulie vom afla și cine pleacă în vacanță, un sejur ultra ori inclusiv în Antalya, Turcia. Pentru a intra în concursul nostru, trebuie să urmăriți programele Prima TV. În fiecare zi, în emisiuni și filme, vor apărea cuvinte pe post de indicii. Două dintre ele trebuie înscrise în ziua respectivă pe site-ul www.primatv.ro în secțiunea dedicată concursului. COVID-19 se răspândește mult mai repede decât sunt distribuite vaccinurile, a anunțat Organizația Mondială a Sănătății. Noile tulpini ale virusului SARS-CoV-2 sunt mult mai contagioase, iar multe țări europene se confruntă deja cu valul 4 al pandemiei. Ce măsuri au țările europene în așteptarea temutului val 4, aflați după o scurtă pauză de publicitate. Vă aștept! COVID-19 se răspândește mult mai repede decât sunt distribuite vaccinurile, a anunțat Organizația Mondială a Sănătății. Noile tulpini ale virusului SARS-CoV-2, Alfa și Delta, sunt mult mai contagioase, iar multe țări europene se confruntă deja cu valul 4 al pandemiei, pe care încearcă să-l țină sub control pe cât posibil. Pe de altă parte, Spania are mai mult de jumătate de populație vaccinată cu cel puțin o doză de ser, iar Danemarca a renunțat de ieri aproape în totalitate la purtarea măștii de protecție. Available evidence suggests new variants have substantially increased transmission globally. That means the risks have increased for people who are not protected, which is most of the world's population. Right now, the virus is moving faster than the global distribution of vaccines. Președintele Organizației Mondiale a Sănătății a mai vorbit și despre declarațiile partenerilor G7 în legătură cu dozele pe care aceștia au spus că le vor distribui țărilor sărace până anul viitor. To end the pandemic, our shared goal must be to vaccinate at least 70% of the world's population by the time the G7 meets again in Germany next year. To do that, we need 11 billion doses. The G7 and G20 can make this happen. Multe țări europene se confruntă deja cu aceste noi tulpini care sunt mult mai contagioase. Franța luptă deja pentru a menține varianta Delta sub control, mai contagioasă. Nous sommes en capacité, avec les techniques de criblage et de séquençage des tests PCR positifs, d'identifier lorsqu'il y a des variants et notamment le variant Delta en circulation. Et actuellement en France, 2 à 4% des tests que nous criblons, donc des tests PCR positifs chez les Français, correspondent à du variant indien, ce qui représente quand même, je donne une fourchette assez large, mais de l'ordre de 50 à 150 nouveaux diagnostics de variant Delta dans notre pays. După ultimul anunț făcut de autoritățile din Marea Britanie referitor la răspândirea rapidă a variantei Delta și a extinderii lockdown-ului cu cel puțin încă o lună, locuitorii Londrei au ieșit în stres să protesteze. Alte țări însă, precum Spania sau Danemarca, au motive pentru a rămâne încă optimiste. Argumentele sunt două pentru acest optimism. Primul este incidența scăzută a virusului. De asemenea, ritmul de vaccinare este foarte alert. Avem 60% din populație
cu cel puțin o doză de vaccin. Danemarca a renunțat de ieri aproape în totalitate la purtarea măștilor de protecție, iar în Germania rata persoanelor infectate continuă să scadă. Procurorii francezi au anunțat arestarea criminalilor șoferului român de tir ucis în Franța cu o sabie, chiar în fața soției sale. După aproape o lună de la crima care a șocat Franța, autoritățile au anunțat arestarea a doi suspecți în cazul lui Mihai Spătaru. Originari din Irak, ucigașii care au 27 de ani sunt acum urmăriți penal pentru omucidere și tentativă de jaf cu violență. Cei doi au contestat acuzațiile aduse. Totuși, dacă vor fi găsiți vinovați, riscă 30 de ani de închisoare. Mihai Spătaru a fost ucis chiar sub ochii soției sale, noaptea de 16 spre 17 mai a acestui an, într-o parcare de pe autostrada N28 din Franța. Colegul meu, Florin Căruceru, ne spune chiar acum care sunt noutățile din sport. Florin, bună seara, te ascultăm. Bună seara, Andreea, bun găsit tuturor. E scandalul uriaș între membrii ai generației de aur și federație după meciul Austria-Macedonia de Nord de la Euro. Campioana CFR și-a aflat prima adversară din preliminariile Ligii Campionilor și omagiu superb în memoria lui Maradona, făcut cu ajutorul unei holograme tridimensionale la debutul Argentinei în Copa America. Iată ce v-am mai pregătit la știrile sportive. Florin Prunea și Gabi Balint îl atacă pe Burleanu după ce generația de aur a primit loc în tribună la meciul Austria-Macedonia de Nord. Dinamo e la un pas de reintrarea în insolvență. A apărut prima imagine cu Christian Eriksen din spital. România se pregătește de încă o competiție majoră după Euro 2020. Spania a produs surpriza negativă de până acum a europeanului de fotbal. Mergem la meteo chiar acum. Colega mea, Georgia Ninu, ne aduce cele mai noi informații. Georgia, bună seara! Nu știu cum este afară, dar știu că ploua înainte să intru în emisie. Acum sunt 40 de grade și e soare. Bună seara, Andreea, bună seara tuturor. Nu, din păcate, nu scăpăm de ploi nici în zilele următoare, până vineri cel puțin. Va mai ploua și meteorologii au emis din nou două coduri, vorbim de un cod portocaliu și galben, ambele valabile până mâine seara la ora 23. Vorbim de instabilitate atmosferică accentuată, intensificare ale vântului și multe ploi în cantități destul de mari. Vă dau detaliile imediat. Mâine se mai încălzește, dar nu scăpăm de ploi. Vor fi averse însoțite de tunete și fulgere în jumătatea de est și la munte. Și izolat, grindină și vijelii în intervale scurte de timp se vor aduna 25, chiar și 30 de litri de apă pe metru pătrat, iar prin acumulare se vor depăși chiar și 70 de litri pe metru pătrat. Temperaturile maxime încep iată de la 21 de grade pe litoral și ajung până la 31 de grade în Oltenia. În capitală, vremea se încălzește ușor, dar rămâne instabilă. Vor fi averse cu fenomene electrice, în special după amiaza și seara, iar în medie se vor strânge 10-15 litri de apă pe metru pătrat. Maxima nu va trece de 26 de grade. Joi nu se schimbă mare lucru, apar din nou averse cu tunete și fulgere și intensificări ale vântului. Vor fi tot 26 de grade și vineri la fel. Rămânem cu 26 de grade, averse și se vor strânge prin acumulare cantități însemnate de apă. Mă opresc aici cu informațiile despre vreme, însă cu prognoza pe larg vă aștept după Focus Sport. Andreea. Georgia, îți mulțumesc. Doamnelor și domnilor, Focus se încheie aici. Știrile noastre le puteți vedea și pe site-ul focusprimatv.ro. De la ora 20, Jean-Claude Van Damme se lasă bântuit de fantoma lui Bruce Lee. Mâine, de la ora 7 dimineața, Irina și Daniel vă aduc Focus la prima oră. Să aveți o seară frumoasă în continuare.